Amare veniste, mari telespectatori. în cadrul emisiunii Viața și Sănătatea vorbim împreună cu doamna Andreea Curtuhuz, cer scuze, despre un subiect atât de interesant. Sănătatea raia acasă, adică nu vorbim despre lucruri din cărți, ci vorbim despre trăiri efectiv. Vreți să spuneți că v-ați vindecat efectiv prin post? Da. Și dovadă stau analizele dinainte și după acest post. Mai mult decât atât, exact cum vă povesteam anterior, corpul nostru este atât de inteligent construit încât știe și când este vindecat. Mecanismele lui funcționează în parametri optim în momentul în care noi îl readucem în starea de setare inițială. Și cum puteți să facem acest lucru? Printr-o alimentație bazată în esență pe fructe și legume. Eu nu spun acum că ar trebui să renunțăm definitiv la tot ce înseamnă alimente procesate, carne sau orice alt preparat. Nu, pentru că toți avem plăcerile noastre vinovate. Și eu mănânc în continuare pește și fructe de mare. Brânza de oaie îmi place teribil de mult. Dar asta nu înseamnă că fac excese. Nu. Ci pur și simplu că putem să abordăm, să ne ascultăm în primul rând corpul și să-l abordăm conform a ceea ce ne cere el. De exemplu, când un copil ne cere ceva dulce, cel mai bun dulce care putem să-l oferim și cel mai sănătos sunt fructele. Da? Pentru că chiar în cazul diabeticilor, și aici este un lucru extrem de sensibil, fructele pot fi folosite drept tratament. Nu este obligatoriu să acceptăm această idee preconcepută că diabetul este o boală care poate fi tratată strict medicamentos. Mm-hmm. Nu. Sunt foarte multe boli, foarte multe simptome care pot fi tratate, dar în esență noi ar trebui să vedem care este cauza acestor boli și acolo să mergem. Pentru că, din punctul meu de vedere, medicamentele tradiționale tratează efectele, nu și cauza. Și e important pentru noi să ne ascultăm corpul și să mergem exact acolo unde simțim că trebuie să lucrăm. Vindecarea începe în primul rând prin prevenție. Că cea mai sănătoasă proteză dentară este cea naturală. Corect. Da. Corect. Deci vreți să spuneți că după aproximativ 10 zile de post, când consumați foarte multe lichide, apă de calitate, ce fel de apă beți? Ei, aici e un subiect foarte, foarte sensibil. Nu orice apă este benefică în acest post. Apa trebuie să fie de o calitate superioară. Și în speță pot să vă spun ce am consumat eu. În primul rând, dimineața, în afară de anafură și aiazmul pe care îl luam în fiecare dimineață pe stomacul gol, consumam apă cu argint coloidal, care este o apă terapeutică, extrem de sănătoasă, și care nu are costuri foarte mari. Mai mult decât atât, împreună cu vitaminele pe care le luăm nelipsit toți cei din casă, și mă refer aici la vitamina C liposomală, vitamina D3 liposomală, magneziu, zinc, există o apă de mare cu multiple beneficii. Cel care a descoperit această apă de mare, profesorul Quinton, chiar a fost laureat al premiului Nobel, este o apă care se extrage dintr-un vortex marin la peste 50 de kilometri adâncime din Oceanul Atlantic. Și această plasmă de Quinton, este numirea ei generică, are peste 98 de nutrienți și minerale în stare pură, care face regenerare la nivel celular. Și în fiecare zi consumam o astfel de fiolă și vreau să vă spun că a fost extraordinar pentru mine, întrucât în această perioadă, deși am consumat numai apă, aportul de nutrienți și de minerale mi le-am luat din aceste suplimente, le putem numi, pentru că trebuie să fim conștienți, vitamina C, oricâte lămâi și oricât pătrunjel și oricât avocado, cele mai importante trei surse de vitamina C, am consumat, da? Ele nu mai sunt în starea perfectă de a ne asigura acest aport. Pentru că știm foarte bine, poluarea în momentul de față are un impact devastator asupra tuturor alimentelor, în special a fructelor și legumelor. Și mai mult decât atât, trebuie să fim conștienți că resursele noastre sunt limitate și trebuie să începem să fim atenți și să le reciclăm atât cât putem.
Din acest motiv, revenind la subiectul despre care am discutat anterior, am reușit împreună cu municipiul Cluj să implementăm un proiect extraordinar de frumos de platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor, în care oamenii se bucură de multiple beneficii. În primul rând, peste 90% din suprafața care în momentul de față este alocată acelor tomberoane de gunoi în cartierele rezidențiale și nu numai, da? Este eliminată. Și un focar de infecții și de animăluțe și de... Deci rozătoare, câini, pisici, tot felul de vietăți însemnând țânțar, muște și chiar persoane care nu au locuințe și care umblă prin gunoaie și deșeuri, aceste lucruri pot fi foarte ușor îndepărtate. Nu mai vorbesc de miros și de infecțiile care pot surveni în zonă. Ei, imaginați-vă că în momentul de față există soluții constructive, extrem de eficiente și cu multiple beneficii, atât pentru sănătatea mediului înconjurător, dar mai ales pentru ce înseamnă comunitatea noastră. În esență, noi ca oameni trebuie să căutăm soluții să nu mai irosim resursele pe care le avem. În momentul în care începem să colectăm deșeurile în mod diferențiat, ceea ce am înțeles că de la 1 ianuarie se întâmplă și în municipiul nostru, vom vedea că va veni o ieftinire a prețurilor, întrucât materia primă, în momentul de față, are un cost extraordinar de mare. Și vă dau exemplu fierului, lucrând în industria de prelucrări mecanice, de la 1 noiembrie până acum, de trei ori, da, s-a mărit costul materiei prime. Ei, imaginați-vă ce ar însemna să avem deșeuri pe care să le putem recicla. Și vorbesc aici de plastice, de cartoane, iar în perspectiva viitoare mi-aș dori foarte mult să implementăm la noi în oraș varianta premium al acestor platforme, în care fiecare cetățean al municipiului nostru să poată să recicleze și taxa de habitat aferentă cetățeanului respectiv, dar să fie calculată în funcție de cantitatea de deșeuri reciclabile pe care el le aduce la platforma subterană, care este fabuloasă. Gândiți-vă că în mai puțin de un minut, în esență 57 de secunde, îi ia acelei platforme să se ridice din subteran ca să poată fi colectată tomberonul și schimbat. Deci este mai mult decât eficientă. Și deci Clujul, primul oraș din 200, România? Da, 200 de platforme are Clujul. Wow! Da. Wow. Și mi-aș dori foarte mult să începem și în Târgoviște, pentru că este un proiect care ne-ar face mândri să fim printre primele orașe din țară care avem un astfel de sistem de colectare și nu numai, ar avea atât de multe beneficii pentru noi ca și cetățeni, din punct de vedere al sănătății, evident, exact. Și al siguranței. O emisiune împreună cu domnul primar al municipiului Târgoviște pe tema asta, pentru că și Târgoviște arată din ce în ce mai frumos și el trebuie să recunoaștem. Și sunt convins că este multă dorință de a aduce un plus. Ați vorbit un pic mai devreme de valori. Dacă ar fi să merutăm așa, care sunt primele 3-4 valori pe care le aveți ca și individ, ca și familie dumneavoastră? Valorile noastre sunt extrem de ușor de identificat și eu am apelat în ultimă instanță și la acel sistem al lui John De Martini, care ne ajută să identificăm și mai repede aceste valori. La mine au fost întotdeauna aceleași, să zicem că ierarhia cumva s-a schimbat, dar pe primul loc întotdeauna a rămas credința. Deci pentru mine, în special, valorile mele sunt credința, sunt familia, sănătatea și banii. Pentru că banii nu sunt un lucru rău. Dumnezeu nu ne vrea nici săraci, nici proști, nici umiliți. Dumnezeu ne vrea bogați ca să putem să oferim. Noi suntem ceea ce dăruim. Atât timp cât am mai multe resurse, da? Poți să le folosești, să le doresc mai departe. Unul la mână. Doi la mână. Există această ipoteză că oamenii bogați sunt oameni răi, oameni avari. Haideți să ne uităm un pic mai în detaliu. Unde sunt banii în momentul de față? La bancheri. Oare de ce? Pentru că acolo există o ordine a banilor
Și surpriză, oamenii de ce nu au bani? Sunt foarte mulți oameni care se vaită că sunt săraci și nu au bani. De ce? Pentru că nu știu să economisească, pentru că nu știu să cheltuiască eficient banii, pentru că nu au ordine în bani. Adică să faci un plan cu, pur și simplu, cu două rubrici, intrări și ieșiri, nu? Ce spui? Nu numai. Intrări, ieșiri și economisiri. Îmi place chestia asta. Deci trei rubrici trebuie să aibă fiecare. Copiii ar trebui să fie învățați în școală treaba asta. Da? Luna, iulie, trei rubrici. Da? Intrări, ieșiri, eu aș merge pe cinci. Ia ziceți, cum aș spune așa, în primul rând, dacă, să zicem că fiecare om are un quantum pe care îl câștigă în fiecare lună, da? Așa. Las procentele, să zicem că sunt mai mult sau mai puțin flexibile. 5% aș spune pentru economisire. Deși m-aș duce chiar la 10%, pentru că 10% totuși trebuie pusă deoparte. Aș merge 5%. Deci, le abordăm pe toate, imediat. Îmi place ideea. Da. Deci 5% economisim. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, da, este să economisim. Da? În paralel, în același timp, cu zeciuiala. Ce înseamnă zeciuiala? Ea este stipulată inclusiv în Vechiul Testament. Da, și este practicată nu numai de cultele neoprotestante. Eu, ca și creștin ortodox, practic acest lucru. 10% din tot ceea ce câștig, dăruiesc mai departe. Wow. Și cum fac asta? Mai întâi scot zeciuiala, da? Și 5% care sunt banii pe care economisesc. Da? Asta înseamnă 15%. Nu cheltuiesc nimic altceva. Cheltuielile vin după. Din ce îmi rămâne? Din cele 85%. Din cele 85%, da? Îmi rezerv încă 5% de investiție în mine. Asta ce înseamnă? Mici premii. Timp de calitate copii, care poate costa bani. Da? Cărți, excursii, concedii. Deci, toate acestea în acel 5%. E adevărat că unor poate să depășească acel 5% un concediu pe care îl petrecem într-un an împreună cu familia. Dar, în esență, trebuie să învățăm să cheltuim. După ce am eliminat, da, aceste trei categorii, rămân cheltuielile de bază. Acest reflector al nostru, când a auzit că trebuie să punem acolo la economie, s-a supărat pe noi. Nu e o problemă că trebuie să-i convine și lui. Este extraordinar ce spuneți. Dacă noi am avea așa o înțelepciune să cheltuim banii, vom avea bani. Deci, dacă ne trezim în august că nu avem bani de concediu, nu? Dacă eu din ianuarie pun, cât a zis că punem pentru 5%? 5%. Din ianuarie îmi pun 5%, da? Deja îmi pun. Și vreau să reamintesc un lucru foarte, foarte important. A petrece timp de calitate cu familia nu înseamnă neapărat costuri exorbitante. Și asta vă spune un om care a mers în concedii și foarte scumpe, dar și foarte accesibile. Foarte, foarte accesibile. Știu că ați călătorit foarte mult. Da, am vizitat. Pe câte continente? 4 deocamdată. 4 continente. Da, da. Dar am reușit de fiecare dată, sau cel puțin așa mi-am propus, să cheltuiesc cât se poate de cumpătat și de eficient. Și pot să vă dau un exemplu. Când am plecat în Statele Unite ale Americii, toți colegii mei din Germany Axel Team și-au cumpărat bilet de la 1100 de euro în sus. Ei, pe mine m-a costat 550 de euro cu o noapte cazare în Istanbul și, într-adevăr, am schimbat de două ori avionul. Dar m-a costat 550 de euro. Deci, deja la 50%? Da, evident. De ce? Pentru că am plecat București-Istanbul, Istanbul-Frankfurt, Frankfurt-Washington. Deci, apropo de Maxwell, limitele sunt la noi, să pot realiza foarte mari, multe lucruri și cu bani puțini. Nu trebuie neapărat. Bineînțeles. Dar imaginați-vă că eu prefer aproape fiecare lună, dacă nu o dată la două săptămâni, să-mi iau copii și soțul să mergem în aer liber. Ce poate fi mai frumos decât să te bucuri de copii și de natura pe care o avem la îndemână și care este gratis? La copacul de 1000 de ani. A fost luat aici în pădurea asta la Ungurina? Spre rușinea mea, nu. La copacul de 1000 de ani. Știu drumul. Urmează. Dacă plătesc bine, vă fiu călăuză. E super. E super, da. Am zis că noi mergem acum pe Via Transilvanica, ne-am propus anul acesta să facem primii 200 km și încă nu este finalizat și la anul să încercăm să acoperim măcar 200-300 km cât putem, când ne permite și concediu. Ce anume vă dă vitalitatea asta? Sunteți plină de viață. Spuneam mai devreme, da, și mamă, și soție, și la serviciu profesional, așa. Care este secretul? Faptul că a spus pe primul loc în valorile pe care le-ați amintit, credința?
Mie îmi place să spun despre mine că sunt o persoană vie. În momentul în care nu-ți acorzi atenție, asta nu înseamnă că trebuie să ne transformăm în persoane narcisiste, ci pur și simplu trebuie să fim atenți și noi ca femei în speță, da? Trebuie să adică acordăm... să te iubești pe tine însuți. Păi poți să iubești pe altcineva dacă nu știi să te iubești pe tine? Foarte interesant. Cum poți să iubești pe cineva și cum poți să-i dăruiești cuiva dacă tu nu știi să iubești? Dar unde începe iubirea în esență? Acasă, în familie. Dacă părinții nu te iubesc și nu-ți oferă acel suport necondiționat, da? Și acel confort emoțional de care cu toții avem nevoie, nu o să știi niciodată ce este iubirea autentică, adevărat. E foarte simplu să spui pe buze te iubesc. Dar de multe ori faptele vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. Iar modalitățile de a ne arăta iubirea față de celelalte persoane sunt foarte diferite. Deci sunt cel puțin 5 metode, cel puțin 5 limbaje diferite. Îmi place foarte tare asta. Nici nu vă las până nu le spuneți. Cum îți poți manifesta iubirea față de alții? Prin cuvinte. Prin cuvinte. Cuvinte de adorație. Da. Prin cuvinte. Te iubesc, apreciez, țin la tine. Deci prin cuvinte. Deci cuvintele au o forță creatoare. Categoric. Dar sunt oameni cuvintele care... pot să ne înalțe, să ne ridice sau pot să ne prăbușească. Exact. Sunt oameni care reacționează și care sunt extrem de receptivi la cuvinte. Da? O altă categorie de oameni folosesc un alt limbaj de iubire. În esență, faptele. Da? Adică, vin acasă, soțul vine acasă și în loc să-mi spună că mă iubește, da? Se apucă și spală vasele. Nu este... E un alt mod de a spune... Un alt mod, exact. Mai ești obosit astăzi, te vreau să fac eu treaba asta. Da. Sau vine și zice, uite, mă duc eu și duc mașina la spălat. Apropo de spălat vase, vreau să spun că am început și noi să practicăm în familia noastră treaba asta. Stimați telespectatori, vă dau modelul. Am fost atât de plăcut impresionat când am fost în Bruj, am fost invitați la casa primarului de acolo, da? Și avea musafiri, avea acolo și o femeie care făcea curățenie. Și după ce am servit masa, primarul în mod reflex și alții s-au ridicat frumos cu farfuria, s-a dus la chiuvetă și a spălat-o și a pus-o la loc. Soția lui la fel. Am rămas atât de plăcut impresionat și vreau să spun că îți trebuie puțin timp ca să implementezi asta, dar îți arăt iubire și prețuire față de cei dragi ai tăi. Că nu e corect ca soția să vină de la muncă și ea obosită, da? Și ea să spere tot teancul ăla de vase pe care ceilalți ar dura câteva secunde când îl speri imediat, nu durează mult și se spală și mai ușor. Adică... Aici vreau să-ți amintesc un lucru pe care l-am auzit la John Maxwell și care mi s-a părut fascinant. Acest om care este multimiliardar a spus la un moment dat că primul lucru pe care îl fac dimineața este să-mi fac patul singur. Deci ar avea 100 de menajere și de femei care ar putea să facă acest lucru. Bine, ca la armată. Da. Și asta așa zice, când mă întorc acasă, da, în micul meu univers, în camera mea, patul mă așteaptă făcut. Nu este dezordonat și nu-mi provoacă nicio stare de dezechilibru. Și dacă stăm și ne uităm la oamenii care sunt performanți, eficienți, n-am spus bogați, am spus performanți și eficienți, da? Oamenii ăștia au ordine lucruri. Mediul lui acolo pe birou nu are 1000 de chestii, nu? Dar nu neapărat. Sunt oameni care în toată dezordinea lor pe birou știu fiecare lucru unde este, da? Nu, dar ordinea, noi toți avem ordine exact în acele valori despre care aminteam mai devreme, da? Pe care le avem pe primele locuri. Da, uite, pe primele locuri. Ce m-a impresionat foarte tare la înviere, foarte tare la înviere, că Mântuitorul, după ce a înviat, a lăsat giulgiul ăla în care a fost înfășurat când au venit Petru și Ioan, când a venit Maria Magdalena, n-a intrat în mormânt. Dar Petru și Ioan a intrat în mormânt în ziua întâia săptămânii, duminica dimineața, a găsit acolo unde a fost pus trupul lui, împachetat frumos, giulgiul ăla era împachetat frumos. A lăsat curățenie în mormânt acolo, dar nu, via nu mă interesează, m-am fofolit ăștia, nu? Nu? L-am pachetat hai frumos. Hai să ne uităm cum a făcut Mântuitorul lumea. Există o ordine atât de precisă în fiecare zi, inclusiv ordinea legată de ziua șaptea, de odihnă. Absolut totul este atât de clar și de transparent. Cea mai echilibru în muncă cea mai actuală carte din perspectiva mea, care conține absolut toate temele posibile, este în continuare Sfânta Biblie. Da. Este imbatabil. Găsești acolo
sfaturi de sănătate, sfaturi inclusiv de familie. Inclusiv cele 5 limbaje despre care vorbeam. Așa, revenim. Da. Am zis așa, limbajul verbal, da? Important e să... Cuvintele care... Apropo de treaba asta, o mică glumă, nu știu dacă chiar a fost reală. Ne despărțim la tribunal. Judecătoarea, totuși voi asemănați așa foarte tare, ați stat împreună atâta timp, de ce vă despărțiți? Păi doamna judecător, zice ea, nu mi-a spus și mie niciodată că mă iubești. Uite, a trecut 5 ani de zile, nu mi-a spus odată că mă iubești. Și așa e, domnul. Zice, domnule, eu i-am spus odată că m-am căsătorit și că mă voi răzgândi, spun, eu de atunci nu m-am răzgândit. E valabil aia de atunci când de la cununie. Ei, nu e valabil aia. Pentru nevoie... că doamna respectivă acționa, da, în puterea acestor cuvinte declarative. Dar, pe lângă cuvintele declarative și faptele care dovedesc dragostea, da, al treilea limbaj este cel al timpului de calitate petrecut împreună. Opa! Care este foarte spui important. Că-ți iubești copilul, cât timp ai petrecut cu el în săptămâna asta? Corect. E viața mea, copilul meu, corect, soția mea, soțul meu, da? Cât timp ai petrecut cu el? Da. Și atunci timpul petrecut spune exact dacă îl iubești sau nu. Exact. Da? Exact. Că putem să avem păreri mai înalte despre noi și nerealiste. Dar în momentul când treci prin grila aceasta, da? Ai cuvinte de prețuire, ai fapte care își manifestă iubirea, îți oferi timpul tău de calitate, să asculți de gradul 4, adică nu ceva de genul ăla, tu să stai cu ziarul în mână și copilul să zică ceva, da, nu. Să te uiți și în ochii lui, mai ales noi bărbații, facem o mare greșeală, vă spun, dragi telespectatori, să nu mai faceți ca mine, că eu am făcut așa. Când ascultam pe sora mea, pe soția mea, da? Sau de regulă fetele, da? Mintea mea de bărbat, când spunea ceva și spunea așa foarte intens, mintea mea de bărbat se gândește la soluții, imediat. Și încălecam vorbirea și spuneam, uite aici, ai ajuns aici din cauza asta și deja opream din a-și manifesta așa. Asta crezi că ar fi soluția cea mai bună? Și mi-am dat seama că multe situații, fetele n-au nevoie de soluțiile noastre. Ele au nevoie să fie ascultate de calitate. Că în momentul când spun ele, își găsesc ele soluțiile singure, da? Corect. Dau nevoie de cineva ca să le asculte de calitate. În esență, în asta constă diferența dintre noi, femeile, și dumneavoastră, bărbații. Femeile au nevoie de iubire și de ascultare, iar bărbații au nevoie de admirație și de iubire. Uh-huh. Încă bărbatul, uh-huh, în esență, bărbatului îi place să fie admirat. Da, să fie eroul. Exact. Da. Al patrulea limbaj, la fel de important ca oricare dintre celelalte patru, este cel prin care oferi cadouri persoanei pe care o iubești. Uh-huh. Da? Uh-huh. Deci sunt oameni care așa se exprimă mai bine. Inclusiv părinți. Da? Care nu știu să-i spună copilului te iubesc și zice hai să-ți cumpăr o carte, hai să-ți cumpăr un telefon de ultimă generație, hai să te trimit într-o tabără de schi. Da? Deci sunt cadouri. Da, sunt cadouri, da? Sunt modalități prin care omul respectiv înțelege, da? Să se exprime. Eu personal și recunosc, sunt adepta acestui tip de iubire. Da? Deci mi-e place foarte mult să dăruiesc. Foarte mult. Ideea de a dărui aproapelui meu și a dărui omul pe care îl iubesc, da? Că este soțul meu, că sunt copiii mei, că sunt prietenii mei, că sunt oameni care m-au impresionat, da? Pentru mine este o modalitate foarte, foarte eficientă de a-ți arăta ceea ce poți să faci pentru un om. Iar al cincilea limbaj este ajutorul pe care îl oferi un om. Ajutor nesolicitat. Uh-huh. A nu se confunda cu acele fapte de declarative care le-am spus la punctul 2. Uh-huh. Pentru că... efectiv, vezi un om în necaz, exact, nu-l aștept să țipe, exact. Îl cercetezi, analizezi care e momentul să-l ajungi și te duci și acționezi. Acționezi. Da. Fără să spui nimic, acționezi. Da. Asta înseamnă iubirea autentică, pură. Uh-huh. Și prin aceste acțiuni... Prea de multe ori confundăm, noi avem nevoia asta noi să ajutăm pe cineva și ne simțim bine, că e mai bine să faci bine decât să primești bine, da? Și cum să spun, ne mulțumim cu chestia aia, vine un cercetător, da, țin și mie 3 lei și arunce acolo 3 lei și ai plecat și el se duce poate și consumă pe alcool sau pe altceva, dar noi chiar avem nevoie ca să ajutăm pe cineva, o nevoie reală, și după ce facem asta, sănătatea noastră se sporește.
acum, emoțional vorbind, fiecare dintre noi ne simțim mult mai bine în momentul în care știm că am putut contribui la starea de bine a alte persoane. Și chiar și persoanele egoiste, eu refuz să cred că există oameni 100% egoiști, 100% frumoși, bogați, deștepți. Nu. Acestea sunt doar etichete. Deci oamenii nu sunt nici buni, nici răi. Sunt exact cum îi percepem noi. Noi le punem eticheta. Pentru că și cel mai rău om în esență, da, are un gram de bunătate. Da. Dacă noi știm să identificăm, mie îmi place foarte mult ce spunea Lucian Blaga, pe unde trec să fac să fie mai bine. Ce frumos. Și de fapt ăsta e scopul vieții mele. Pe unde trec, asta aleg să fac și din acest motiv am dezvoltat acest concept de lifestyle, de coach, de coaching, prin care îmi doresc să contribui constructiv la dezvoltarea și echilibrarea tuturor femeilor, da, care trec prin diverse provocări. Eu evit cât pot de mult cuvântul probleme și cuvintele cu conotație negativă. Pentru că noi reacționăm, din păcate, de cele mai multe ori. Ne programăm neurolingvistic. Și nu acționăm. Noi reacționăm, nu acționăm. Wow, ce temă! Deci ce temă ar de discutat. Trebui să fim atenți la ceea ce trăim și să acționăm în acel sens. Nu să reacționăm, pentru că viața, în esență, ceea ce trăim noi acum, este un amalgam de emoții, de trăiri, de, și mai ales cu pandemia asta, care ne-a dat foarte tare peste cap din toate perspectivele. Dar important este cum ai acționat. Și aici pot să vă dau un exemplu. Când anul trecut, prin doamna doctor Tavidoiu, pe care o iubesc și o stimez profund, este unul dintre cei mai minunați oameni pe care îi cunosc, am realizat că acești oameni sunt descoperiți în spitale, pe 21 martie în speță, cu dezinfectant și măști. Și cu această ocazie mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat. Toate mămicilor din grupurile de pe rețelele de socializare. Ce frumoasă toți acțiune, oamenii care ce au acțiune. Reacționat extraordinar, neașteptat. Și pornind de la spitalul din Târgoviște, am ajuns la spitalele din județul Dâmbovița și la Moreni și la Putroasa și la Găiești. Iar Eliza Nițescu, partenera mea din acest proiect, da, care am sunat-o și care a reacționat instantaneu, da, și care a muncit cot la cot cu mine și mai mult decât atât, ea a continuat acest proiect la nivel național, da, am reușit să acoperim toate județele din țară. Și în momentul când oamenii se întrebau și căutau disperați de unde să cumpere măști și în spitale nu exista urmă de mască, da, noi duceam și donam măști dezinfectanți și echipamente de protecție. Extraordinar. Și culmea ironiei, ca o paranteză, deși aveam mii de măști pe care le donam, eu nu aveam mască. La un moment dat chiar m-a certat unul dintre mergeri la care am fost și mi-a zis, n-aveți mască? Zic, ba, nu, da, pentru că nu m-am îndurat să deschid niciun pachet. Zic, nu m-am îndurat, zic, pentru că tot timpul cumpăram pentru ei. Acești oameni au avut nevoie de suportul nostru. Vă rog să-mi permite să-l parafrazez pe Lucian Blaga, care spunea, pe acolo, pe unde trec, lasă să fie mai bine. Ați trecut pe la noi pe la columna și ați făcut să fie mai bine. Să rămână, vă mulțumesc din suflet. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, vrem să vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Chiar sunt bucuros că am avut ocazia să o pot invita pe doamna Andreea Curtuhuz și să spună din experiența dumnei bogată de viață. Sunt convins că au fost lecții importante pe care trebuie să le luăm, să le aplicăm în viața noastră ca să ne fie mai bine. Până la emisiune viitoare, multă sănătate vă doresc. La revedere!